Vinurile albe de Ciunbrut a obținut an de an medalii de aur și argint la concursuri interne și internaționale. La acest capitol, cocheta cramă din ciumbrut de pe domeniile boieru de clasă a obținut în acest an, cu un vin din anul 2009, medalia de aur la concursul internațional de la Berlin. Vinul episcopal este vinul care a luat Marele Trofeu de la Berlin și a fost obținut dintr-un cupaj de Sauvignon Blanc, Pinot Gri și Traminer din Recolta Anului 2009. Aurul de la Berlin este extrem de prețios, având în vedere faptul că în ultimii 5 ani doar un vin de Cotnari din colecția 1973 a mai reușit o asemenea performanță. Uh, vinul este producția 2009 o producție cu totul și cu totul aparte, probabil una din cele mai bune din ultimii 20 de ani, cum a fost numită de către specialiști, pentru că totul a coincis la perfecțiune și acumularea de zahăr și aciditatea. Dovadă este și acest vin. Deci, recolta 2009 este un vin învechit deja la sticlă, are 2 ani de când a fost îmbuteliat. Se simte un ușor cașeu de învechire, dar care uh, nobilează vinul și care practic ne face să, să și sperăm că pe viitor vinul va câștiga în calitate prin învechirea la sticlă, deci poate fi numit liniștit un vin de colecție, mai ales mm -hmm. pentru iubitorii de vin care aleg să colecționeze sticle de vin. Deci la miros, încet cu încet, după ce vinul se încălzește în pahar, puteți descoperi arome diferite de la condimente, la fructe exotice, la piper verde și chiar o ușoare arome de fagure de albine. Duminică de la ora 15, în cadrul emisiunii Agricultura în județ, veți putea urmări un amplu interviu cu Florin Dănoaie, directorul general al domeniilor Boieru.